Iată-mă, am ajuns de unde am plecat. Sunt un copil bătrân care trecește după o dină la semnul mamei. Lasă lăsăm asta. E foame, deci să mâncăm. Sunt o ceapă. Ceapă care trebuie descoită. Vreau să-ți curăț mâinile, toate învelișurile. Casa subțire și scopăcită. E el călătorul lău de rost. Asta miroase a per minerul din California. Din mijloc mi-aduce aminte de o coroană. Fără comentarii trecem peste! Ne ajungem la poeza asta subțire și luxuroasă care a fost bogatul risipitor. Ia să vedem ce ne întrebă celelalte poezii. Ilegal. Ceva rușinos. Iar ceva ilegal. Iar ceva rușinos. E că Dumnezeu are mult umor. O colibă în pădure. Unde am mai văzut-o și când? Iau de aricicoane de cetă. Nu cumva o fi. Aici a fost cu adevărat împărăția mea. Stai! Unde te grăbești? Mă duc la groapă! Sau? Mi se pare
Alexandru, noi ne-am mai cunoscut, nu cum aș te. Hergint! Ce mă loc pe capul meu. Chiar pe Hergint îl căutam. Ce bine că ne-am întâlnit. Stai, ca ce vrei de la mine? De vreme ce eu sunt topitor, trebuie să-mi cap în lingură. La ce? Să te topesc la loc. Ah, să mă topești. Totul e cu skepsis. Cu o rânduială bună, ca să nu le facem nerăs. Ai conștiut pregătit. Proapă zăpadă, avem și vieri. Nu poate, tata!
de suflet de salvare. Nu, stai, copitorile, dar dacă în mâine își dau seama că s-a făcut o greșeală și că am vrut să dorească pe altcineva, nu îți e frică de pedeapsă. Unde primesc capetea, l-am porunca scrisă. Per! Da, mai dăm timp? Mai dăm timp? La ce bun? Ca să-ți dovedesc că am fost eu însumi că până la urmă de asta spui că sunt urmărit. Cum crezi că mai poți să te dezvii la Mățești? Îți aduc mărturii scrise. Împrumute-mi eul meu! Mai lasă-mă să fiu eu măcar un pic! Mă întorc foarte repede cu dovezi. Haide, topitorule, o viață am, fii mai îngăduitor. Ce spui, meu, nu se-i placă? Nu se-i placă și-mi spui deloc. Dar fii, hai, du. Ne vedem la următoarea răspundere. Ok. Iartă-mă, moșule, dar n-am mărut. Prințeper, tu ești. Ce bine-mi pare că te văd. Eu sunt de la din Ronda. Nu mai ții minte? Nu se poate. Prințeper. Nu se poate? Am ajuns rău de tot. Nu. M-au mazinit. Trăiesc din milă. Rătăcesc în pomestam. Nu. Dar nici dumneata. Nu se poate, încercai să-mi scoți ochii și să mă faci că un și că eu m-am împotrivit cu toată puterea, am renunțat la dragoste, rang și avere ca să rămân eu însumi. Te rog, scriu o mărturie în sensul ăsta. Ce-mi ceri? E imposibil. Încă mai împorți pică? Vrei să jur strâmb? Ai uitat că ai mâncat din mâncarea noastră, că ai băut din băutura noastră, dar chiar te-ai pus și foabe ca să fii unul de-al nostru. Nu. E notoriu că un capcăun se deosebește de un zicând. Mă mulțumesc cu euul meu, altceva nu mai trebuie. Numai cu crezul nostru ți-ai făcut un prin lume. Ai fost cel mai celebru capcăun pricurici din toate timpurile. Eu? Da. Tu. Eu. Recunoscătorule. Eu. Haide. Eu. Și numai eu. Încheșule, sunt în mare încurcătură. Timp? Nu mai am timp. Prințeper, stai. Unde pleci? Prințeper, dă un mânuț lui Moș Căpătar. Prințeper. Ținte-mă, mă obosește. Zic,
Treci la tot. Stai, dar unde puteam să găsesc un martor noaptea în pădure și până la urmă care-i schepsisul cu o față asta să fii tu însuși? Are ea ceva ascuns? Îmi pui o întrebare tâmpită. Până din aur chiar tu zici. Nici acum nu vrei să-mi răspunzi la întrebare. A fi tu însuți înseamnă să te omori pe tine. Să lipești voia lui Dumnezeu de mâneau sabiei cu care scoalești trumpul în viață. Dar cum? Dacă nu putem ști niciodată ce vrea, ce mă plimbam singur prin pădure, mi-am spus, el, tu ești un mare păcătos. Am ajuns de unde am plecat. Nu, din potrivă. Sunt convins că sunt un mare păcătos și în ce-am făcut și în ce-am gândit și în ce-am vorbit și merit să ajung în iar copii. Vreau însă dovada de ideal. Mai păsuiește-mă un pic. Trebuie să găsesc un duhovnic ca să mă spovedesc și îți aduc mărturie de la el. Atunci, scap de topea. Stai liniștit că rezolv eu! Întâlnim la următoarea de cruce. Ok? Ok! Trebuie să găsesc un popor. Adăpost la mine, presupun? Mi-ai luat vorba din gură.
te rog, dai de lipsă de suflete. Cred că o să mă primești ușor. Da, prietene, numai că vezi tu. Mă mulțumesc cu foarte puțin. Mediocru. A mediocru miroase. Da. Nu mă tem de foc. Vreau doar să mai ies pe afară din câte. Nici nu pot să spun că am câte cereri identice primind noi zilnic de la muritori mediocri, așa ca tine. Bă, cât am întrecit prin lume, nu merit și eu un loc sau de odihnă veșnică? Ai spovedit păcate prea ușoare. Nu chiar, nu chiar. Odată am făcut comerț cu negrii. Alții și-au vândut sufletul și tot noi am primit. Altă dată am vândut idol cu chipul lui Brahma în China. Flacul! Am trădat creștinismul. Da, fleacul! Stai că n-am terminat. Am fost și proroc. Da? Unde? În străinătate? De fleacuri de-astea se ocupă numai topitorul. Ascultă-mă până la capăt. Când s-a scufundat corabia cu care veneam acasă, l-am omorât pe bucătar. Ca să scap, e drept că aici sunt doar pe jumătate de vinovat că vreau să scap. Gând! În vremurile astea grele, în care se scumpesc toate, tu crezi că eu o să aprind cuptorul pentru un muritor mediocru ca tine? Doamne Dumnezeule, arăt obosit. Gând! Lasă-l pe topitor să-și facă meseria. Tu nu vezi? Degeaba am agit cu tine. M-ai făcut de rest. Simt drumul drept. Cristine, viața mea a fost cântec sfânt.
nu mai am cum să o dau la întors. De ce? Spune, unde a fost Perghint de când s-a dus? Unde a fost? Așa cum Dumnezeu l-a făcut și l-a vrut. Dacă nu știi, mor. E ușor de zicit. Spune dacă e ușor. Unde am fost eu însumi în deplinătatea eului meu? Unde am fost eu așa cum Dumnezeu m-a făcut și m-a vrut? În credința mea, dorul meu și nădejdea mea. Vorbești ca de un copil care a trăit în tine. Așa e, copile. Mamă, soție, fecioară, trup neîntinat, ascunde-mă, adăpostește-mă la sânul tău. Dar poate ne mai vedem.